Bună seara, dragi telespectatori! Aura Stoienescu vă invită în seara asta la emisiunea Viața Gojului, invitatul fiind Cornel Șomâcu, în calitate de director al ziarului Vertical, nu în calitate de realizator la ENSA TV, deși are și această calitate, și să zic eu așa, ca o aroganță, în calitate de analistul nostru de serviciu, că se poartă pe la televiziunile naționale analistul de serviciu, care este plătit, vă spun eu, dar la noi, Cornel, vine ca analist în regim de voluntariat. Așa că este analistul nostru voluntar. O face din dragul de a comenta, nu în calitate de realizator, că acolo nu poate să spună foarte multe. Da, acolo l-aș invitat-o să vorbească. De data aceasta... Și nu trebuie să ai opinie. Da, așa cum o să faci și tu în seara asta, tu ești realizatorul, așa că automat eu pot să mai îmi exprim și anumite opiniile opinii proprii. Da. Iar când eu o să am ceva de spus și nu pot ca realizator, inversăm rolurile. Avem o temă, pâine și circ la TV. Cornel, tu ai propus această temă și eu sunt de acord cu tine. Vedem la televizor, dragi telespectatori, și chiar dacă ne aflăm la emisiunea Viața Gorjului, ne afectează pe toți românii comportamentul autorităților, așa că vom lua ca exemplu o situație care se întâmplă la nivel național, adică judecători, procurori, DNA, instituții, presă mai nou sau nu neapărat mai nou. Sau e un mai caz nou mai vechi, în anumite da, cazuri de presă. Sau cazuri mai vechi, pentru că da, sunt mai multe dacă o luăm așa. Și atunci hai să le disecăm un pic așa, din punctul nostru sau al tău de vedere, eu fiind doar moderator, cum vezi tu problema asta? Adică chiar așa se vorbea că domnul ăla și-a făcut televiziune ca să nu vină instituțiile peste el. Uite că sunt televiziuni la care vin instituțiile și... Și nu vreau să le apărăm cumva pe aceste organe de presă. Niciun caz, că nu ăsta e scopul nostru. E cumva relativ, în sensul că e și ceva adevărat. Poate am putea face, să zicem așa, o legătură cu Gorjul, dar ne oprim aici. Da. Însă, pentru că scandalul de astăzi se referă la trustul MediaPro, e de fapt o parte a trustului, partea care s-a rupt. Știți că acolo a plecat sârbul, fostul director sau o parte din patronat, pentru că el reprezenta o cotație și s-a retras. Și de fapt, din ce am înțeles eu astăzi, acele descinderi au fost făcute doar la o parte din firme care s-au rupt de trustul mare. Sârbu. Da, odată cu Sârbu. Deci sunt controlate de Adrian Sârbu, care paradoxal aseară aflam de la primul ministru că ar fi o problemă. El a cerut ajutorul primului ministru să nu fie controlat de o instituție a statului. Primul ministru nu i-a dat acel acord, ba din contră, iată că organele de anchetă au și ajuns acolo. Că au cele două evenimente legătură sau nu, nu știm. Primul ministru spune, într-o declarație de azi, spune că nu au avut, a fost o coincidență. Lui, da, a fost o coincidență. Însă, apropo de problemele pe care le are media, sunt de două categorii și cred că aici sunt valabile acele probleme nu numai la nivel central și la nivel local. Media, deci consumul de media, nu mai vorbim de presa scrisă, s-a redus. Criza a redus aceste sume care sunt un joc ca publicitate sau și ca supraviețuiești, de multe ori mai sari calul în sensul de evaziune fiscală, cam ce este momentul de față ancheta, din ce am înțeles, ancheta în trustul MediaPro. Ori, din acest punct de vedere, cred că problemele sunt mai multe pe presă și nu, cu siguranță nu sunt numai în acest trust. Deci, cu siguranță, și am mai avut de-a lungul anilor exemple și se leagă cumva de celălalt subiect pe care îl invocai puțin mai devreme, și anume, iată că cel mai mare, probabil, trust de televiziune la acest moment, sau patronul lui, chiar dacă oligar, dar nu mai este în acte, cel puțin era așa, erau declarațiile, e vorba de trustul intact. Deci tot aia, și el are, are o problemă, tata, deci patronul respectiv este acuzat că ar fi șantajat niște oameni de afaceri ca să-i dea publicitate. Bine, asta cu șantajul unor oameni de afaceri, dar plângerea e făcută după 2007, deci sunt deja vreo 8-9 ani, e destul de cusută cu ața albă. În ce sens? Mă gândesc că în anii ăștia aveau tot timpul din lume să se plângă
oamenii de afaceri respectivi, nu când au ajuns la Mititica, unii dintre ei gen Nelu Iordache, să facă plângerea respectivă. Adică atunci a făcut plângere la toată lumea pe care, cu care a venit în contact la un anumit moment. De acord, și dacă tot am ajuns la Nelu Iordache, să nu uităm că el este reținut în cazul Mircea Băsescu și în cazul Mircea Băsescu avem o situație, să zicem, cu flagrant, să zicem, pentru că acele înregistrări făcute și care au apărut pe media sunt făcute de persoană fizică, nu sunt autorizate de procuror. Dar recunoscute de DNA. Recunoscute, au fost certificate de DNA, da. Recunoscute de parțial de Mircea Băsescu. Și se cheamă totuși un flagrant. Odată ce nu l-ai făcut tu procuror, dar recunoști proba adusă de cel în cauză, de cel care acuză, automat poți să consideri că e flagrant făcut de tine, dacă îl recunoști. Bun. Nu trebuia și în acele cazuri de șantaj să existe niște probe mai concrete? Adică doar o declarație? Uite, spun și eu că m-ai șantajat tu. Ce ne facem? De altfel, eu chiar bine, eu am știu. Fost în situația da. Să scrie un coleg de presă din Gorj, care, mă rog, cel care avea interese financiare alături de el, să scrie că eu aș fi șantajistă. Scria una, două, Aura Stoienescu șantajista. Și am tăcut, zic, bă frate, dacă ta chiar nu e în regulă, adică se cheamă că sunt. Și l-am dat în judecată și l-a întrebat judecătorul, frate, te-a șantajat pe dumneata? Nu. Ai probe că a șantajat? Da, am doi martori. Nu comentez cine erau martori, erau tot colegi din presă care au venit și au spus doamna, pe noi ne-a pus patronul să șantajăm și doamna a rămas, motiv pentru care tragem noi concluzia că ea a făcut șantaj. Dacă asta se pare o deducție logică, e în regulă. Dar a fost achitat respectivul care a scris despre mine. Mă rog, nu mai contează de ce, pentru că între timp fiul, tatăl judecătorului a început să primească osanale din partea respectivului jurnalist, care până atunci scrisese foarte mult despre tatăl judecătorului. Tu știi povestea, nu vreau să degenerăm acum într-o altă discuție, dar se discuta de un șantaj care nu era aprobat, decât cu niște martori care aveau interes pentru că erau supărați pe mine și care nici ei n-au dovedit nimic, decât că ei cred. Iată cum se vorbește despre șantaj la Gorj. Aici, cum probează șantajul? Cei bine, care îl acuză pe Dan Voiculescu, pe care nu avem de gând să-l apărăm, niciun caz. Nu știm acum ce au procurorii DNA la dosar, pentru că în ziua când a fost chemat pe nepusă masă până la urmă, deci la ora la 9 dimineața se aude că ar fi ceva cu Voiculescu, la ora 4 îl cheamă și deja îl pun sub urmărire, e cam rapid. E foarte rapid. Pe niște, atenție, pe niște declarații, adică niște evenimente care s-ar fi petrecut în anul 2007. Deci unde mai este, ba din contră, nu știu dacă a fost o cerere, dar puteau să, ar fi fost culmea să avem și o cerere de arest preventiv pentru o asemenea faptă. Chipurile ca să nu influențeze martorii. Dar avem problema e, deci nu știm ce e la dosar, însă un șantaj nu se poate proba decât în momentul când ai declarațiile martorilor, dar trebuie să existe și un flagrant, să existe acele imagini de care au niște, măcar partea sonoră. Că avem aici pus față în față cazul Mircea Băsescu, în care toată țara a văzut când el spune că a luat cei 250.000 de euro. Bine, mai nou, și de asta spuneam pâine și circ, cred că cineva, nu spun cine, persoană importantă cu ghilimele de rigoare, încearcă să ne abată atenția tocmai de la acest caz. De ce spun asta? Că se încearcă crearea unor alte subiecte de presă. Unor alte subiecte de apropo presă. De pâine și circ la TV. Avem Dan Voiculescu, avem Nicușor Constantinescu și problema lui cu revenirea în țară cu acea operație de cancer. Ca să nu mai vorbim de alte lucruri, inclusiv aceste examene naționale care au venit și avem un nou caz Arad pe bacalaureat, așa cum am avut anul trecut la București, și care a fost la începutul, deci practic au venit exact la timp. Bine, nu suspectez acum, să zicem, angajații DNA de faptul că bacalaureatul doar acum s-a întâmplat, nu puteau să facă cazul ăsta să-l dea mai devreme decât se întâmpla, da. Sau să-l dea mai târziu mult pentru că nu și-ar mai fi avut efectul. Dar și ceva, cam mare... și ceva adevăr o fi pe acolo, nu e cu tot siguranță, un săilat, mai ales că există, da, există și acele probe. Imagini, da. Dar problema
care se pune este că totuși cazul Voiculescu și accelerarea lui fantastică, în cazul, mă refer în procesul ICA, ca să nu mai vorbim de acest caz nou de făcut, cel cu șantajul, arată că ai încercat să faci alte subiecte. Poate că suntem noi subiectivi, adică vedem doar partea, vezi, Doamne, că s-au mișcat prea repede. Dar avem alte cazuri foarte multe care trenează în continuare. De exemplu, vedeam astăzi o știre, cazul Miron Mitrea. Știm de când durează, are 10 ani procesul respectiv. Abia acum, nu Miron Mitrea, îmi cer scuze, Oprișan. Cazul Oprișan se reia după 10 ani. Miron Mitrea are un dosar tot cam de vechimea asta. Deci e ceva legat de acest lucru care mie mi se pare că ni se bagă, pentru că Voiculescu este un oligar, cum spunea și el, chiar dacă la pensie, și se vinde. Adică e trustul intact, sunt toate chestiile acestea, lumea se uită, sunt mai multe chestii media și se face un dita mai scandalul care poate să, în atenția publică, să uităm de celelalte. Așa se spune că se vorbește de un caz până apare următorul. Da, da. Însă, totuși, pentru această perioadă, mi se par foarte multe evenimente lansate pe piață. Să nu uităm că am trecut și de perioada electorală, o perioadă deja de concedii. Și, ca să nu mai vorbim de scandalurile interminabile în principalele forțe politice. Se încearcă, apropo de partea politică, că am trecut pe nesimțite și spuneam că o să vorbim și de politică, pe lângă faptul că se încearcă crearea la nivelul partidului de guvernământ, principalului partid de guvern, PSD-ul, a unui conflict între Dragnea și Ponta, mai mult pentru moștenirea care ar fi după ce Ponta va pleca la Cotroceni sau va încerca să plece la Cotroceni. La nivelul PNL-ului, Iohannis Antonescu se bat pentru cine va fi nominalizat pentru Cotroceni și nu mai vorbim că între timp apare și la PD o problemă, în sensul că acum au mai mulți candidați la prezidențiale, se produce în aceste zile fuziunea Forța Civică cu PDL și tot așa. Deci lucrurile se precipită și nu mai vorbim de Elena Udrea de la PMR care se ceartă cu toată lumea din ceilalți. Așa că toate aceste lucruri, toate sunt sub semnul unui scandal, sub semnul unui spectacol care se încearcă să ne fie livrat cu fontiță, nu știu, pe toate televiziunile. Practic, dacă ne uităm la televiziunile de știri, că aici acestea fac agenda publică, în general, toate sunt aceleași subiecte. 4-5 subiecte mari pe care le vedem dezbătute și rumegate de dimineața până seara. De acord cu tine, anunțăm și SMS-ul 0766314582 dacă avem telespectatori care doresc să-și exprimă opinia sau au întrebări legate de opiniile tale. Tu spuneai că nu e momentul, că vin concediile. Ok, dar dacă s-a întâmplat ca Bercea să nu poată ieși din pușcărie și s-a adus familia să ceară banul și până la urmă s-a hotărât să se dea, să ridice fustele și să anunțe, băi, frate, i-am dat ăstuia niște bani și nu vrea să mi-i dea înapoi, adică nici banii, nici pe tata nu mi-l scoate, păi eu fac scandal. Ei nu mai puteau să aștepte nici până la alegeri, nici până vine lumea din concedii. Pentru ei era arzătoare problema și aveau o promisiune. Avem aici o altă problemă. Și toate celelalte s-au înseilat în jurul poveștii. Apropo de Voiculescu, de cazul Voiculescu, să nu uităm că avem un al treilea caz Voiculescu legat chiar de cazul Bercea. Știm că una din televiziunile din Trustul Intact a lansat scandalul, pentru că deși se știe de el de vreo 3 ani și imaginile circulau pe piață de câteva luni, nicio televiziune nu s-a încumetat să dea acest caz până s-a ajuns la această televiziune. Și din declarații s-a lansat ideea, deși nu cred că a ținut, adică cel puțin presa serioasă n-au luat în seamă o asemenea idee, că de fapt Voiculescu a plătit 1 milion de euro, dacă am văzut bine cifra, ca să dea scandalul respectiv și că de fapt banii aceia dintre Bercea Mondial, Mircea Băsescu și celălalt, că îmi scapă numele acolo, așa, s-a făcut de către Voiculescu pentru discreditarea familiei prezidențiale. E greu de crezut o asemenea idee, adică suntem chiar într-o țară în care toate se întâmplă într-un mod ciudat, adică suntem în vremea complotului, totul e pe surse, totul se face nu la vedere, ci sunt doar lucruri care disparate. În momentul când ne se pare că un eveniment are o anumită turnură, toate lucrurile se schimbă cu 180 de grade. Însă, refuz să cred și cred că suntem adică ar fi de noaptea minții până la urmă, în momentul când Mircea Băsescu, pe aceea înregistrare care a văzut toată țara cu siguranță, spune că
a fost și surprins că n-au fost decât în Mulderul ăla de bani, nu sunt decât 250.000 de euro. La mine doar aia au ajuns. Da, numai aia au ajuns. Deci recunoaște că i-a luat. Că i-a luat, că apoi i-a dat împrumut. Acum că nu se știm, știe pentru cine i-a luat. Da, asta e altă treabă. Sau de unde veneau banii? Că mai știm și noi, etnia romă e o etnie care nu prea dă de obicei ea. Adică e destul de greu să crezi că ai dat 600.000 de euro sau 2 milioane, cum spunea Bercea Mondial din acea dubă oprită la momentul oportun în fața televiziunilor. E destul de greu să crezi că a dat 2 milioane de euro ca să fie liber, în primul rând de unde avea, dar asta ar fi, să zicem, da, o paranteză. Dacă i-a obținut de multe ori ușor cum se obțin banii la negru sau cum se obțin în anumite zone banii prin taxă de protecție, prin credite cu dobânzi imense, că se poartă în domeniul ăsta, nu zic că au făcut-o ei, dar au surse de bani pentru că se vede pe palatele pe care le ridică. Totuși e vorba de orașul Slatina, cred că bani. Economic mai jos decât Târgu Jiu. E greu totuși, nu 2 milioane, să faci nu știu câte milioane de euro din taxă de protecție, mie mi se pare greu. Bine, nu, nu vreau să spun că ar fi făcut Bercea taxă de protecție, ar fi practicat activitatea nu, asta. Nu, ca teorie dacă ar fi ca putut teorie, să facă. Ca teorie dacă da. Ar fi putut să facă. Da, și eu l-aș fi întrebat pe Bercea, băi, tu spui că ai dat banii ăștia, de unde i-ai avut? Cum dovedești că i-ai avut? Pentru că omul ăla spune, da, n-am fost decât 250. Atunci, tu cum dovedești? Doar prin faptul că zici pe înregistrare, păi da, au fost atâția. Ok, îți spun și eu, Cornele, că ți-am dat 100 de milioane, te rog să mi-i dai înapoi. E de ajuns ca probă? În mod normal. Mai ales dacă tu nu recunoști, tu spui, bă, la mine au ajuns 35 da, de milioane. Deci aici e problema. Deci există probă pentru 35 de milioane, nu pentru... Și faptul că ni s-a... 100. Faptul că acest caz este atipic și din alt punct de vedere, adică ne vine cu pipeta câte o casetă astăzi, o casetă mâine, o casetă nu știu cald. Când, să ținem subiect. Deci este clar că se dorește și lungirea lui și aici poate că cineva, și poate fi chiar un om de televiziune, își dorește să aibă acest scandal în prime time permanent. Că acum ca un... să spunem așa, ca o notă cu umor, dar s-ar putea să avem un subiect pe tot timpul verii. Dan Diaconescu, celebru politician cu ghilimele de rigoare, pe care târgujenii îl cunosc de aici și pe candidat local, anunță 1.000.000 de euro ca să-i dea românii să-i dea amănunte despre Elodia din nou. Deci s-ar putea ca cazul Elodia să fie repus pe agenda publică după ce de ani de zile l-am tot avut. Deci, practic, acest caz n-a dispărut din, din atenția publică. Eu sincer îl înțeleg pe Dan Diaconescu pentru că el, prin cazul Elodia, s-a făcut celebru și s-a îmbogățit. Bun, dar el nu mai are și televiziune atunci, în acest moment. Și atunci, având cazul Elodia, trebuie reînviată Elodia și luată de la cap povestea. Încă o dată, el nu mai are televiziunea. De poate pentru o are. Ce? Aici e o problemă. Sau poate să o aibă din poate nou. Noua alianță politică pe care o are, s-ar putea să vedem și televiziunea respectivă așa din nou pe ecran. Așa cum venea Gigi Becali și spunea la un moment dat, într-o pauză, așa, între două pușcării, zice, mai stau închis până iese Ponta, președinte. Știe el asta? La fel, Dan Diaconescu știe sigur ce va face cu cazul Elodia, unde îl mai prezintă? Păi, eu din câte știu, el are niște procese pe rol care s-ar putea să-i aducă condamnare cu executare. La Dan Diaconescu vorbesc. La Gigi Becali pot să-l înțeleg până la urmă, pentru că teoretic, dacă Victor Ponta este președinte, are la îndemână facilitatea sau acea atribuție de a grația individual. Dar nu ne garantează nu nimeni că o să o și facă. Grațiat. Mai ales în condițiile, în condițiile date. Dar cum dacă poate îl grațiază, lasă Băsescu acum să zică toată lumea, bă, iertați-mă, al naibii Băsescu ăsta că nu vrea să grațieze pe Gigi Becali și să-l grațieze cu o zi înainte, să zică, lasă băi frate, că uite, eu sunt un mare domn și îl grațiez și atunci în momentul ăla să vezi voturi. Poate fi asta un joc? Poate fi dacă acel partid prezidențial de care s-a tot vorbit în alegerile europarlamentare va rezista, pentru că mai nou, apropo de scandaluri, astăzi a izbucnit unul și mai mare în care fostul ministru de externe Baconschi acuză acuză PMP de formația, că sunt din aceeași să spunem așa, din aceeași sămânță,
că i s-a cerut 100.000 de euro ca să fie, să prindă poziție eligibilă pe lista de europarlamentare. Deci cam atât costă o poziție de acesta, 100.000. Deci un 4-5 miliarde. N-ar fi o sumă exagerată, aș spune eu, mai ales că un europarlamentar, din câte am înțeles, se duce undeva la 15-20.000 de euro pe lună cu tot, cu cabinetul de europarlamentar cu tot. Bine, faptul că e posibil să i se fi cerut banii ăștia sau banii în general nu este imposibil. Eu nu fac afirmația că e sigur sau că e posibil, ci că n-ar asta fi este imposibil, afirmația lui, da. Pentru că pe surse sau declarații directe către mine ca om de presă, dar pe care nu le-ar fi recunoscut în fața, știu eu, într-o conferință de presă, de exemplu, și ni se spune nouă jurnaliștilor, bă, păi ce, eu mă apuc să-mi vând casa ca să-mi intru pe listă, pe loc eligibil, adică se vorbește neoficial și nu știu cât s-ar recunoaște în fața camerei de luat vederi că au plătit ca să fie pe listă pe un loc eligibil. Se vorbește. La Parlament, nu știu la Parlamentul European, că n-am discutat cu europarlamentarii despre asta. Nici nu prea avem prin candidați. Gorj ca să avem cu cine discuta. Au fost pe aici, prin zonă, da. Care au trecut, da. Care au încercat. Așa, n-au devenit europarlamentari, dar au încercat și au încercat puterea de a ajunge. Așa că n-ar fi imposibil să se fi cerut banii ăștia. Deci nu ar fi o până noutate. La urmă, deci ar trebui să înțelegem că și politica se face cu bani și partidele respective au nevoie de bani pentru autofinanțare. Vin niște bani de la stat, dar sunt sume mici. Deci ca să finanțezi acea explozie de afișe și de chiar timpul pe TV și toate celelalte, trebuie să ai banii respectivi. Și probabil că banii respectivi vin și dintr-o asemenea bani pe care investește fiecare candidat. Candidaților. La urmă, nu mi se pare ceva ilegal, pentru că au fost acum ceva campanii, nu anul ăsta, anul anterior, când candidații trebuiau întâi să-și asigure fondurile și după aia se accepta contractarea publicității. Și mi se pare corect. Frate, vrei tu cu Tărescu publicitate pentru tine că ești candidatul nostru? Ok, cu cine vrei să semnăm? Cu tare ziar că e mai colorat, mai frumos, dă tiparul mai bun, cu tare de televiziune care oameni, a căror imagine mă ajută și pe mine, sau, mă rog, cum își alege fiecare, partid sau candidat, și după aia zice, ok, ai fondurile ăștia, cât ne costă? Ne costă 200 de milioane, ai banii ăștia. Păi, asigură tu banii, bagă-i în buget, că-s de la tine donație, că sunt de la sponsorii tăi, nu ne interesează, și după aia semnăm contractul. Și s-au plătit banii la presă. Da, bine, acum trebuie să că au fost și cazuri când nu s-au mai plătit banii la presă. Că avem o parte oficială de contracte oficiale, de sume oficiale intrate în campanie și o altă parte mult mai mare în care nu știm sursa banilor și care, deci ei își plătesc aparițiile și la televizor și spații în ziare și sau gălețile, pe radio și toate celelalte, dar banii respectivi nu vor apare înregistrați pentru că ar depăși segmentul de lege care spune că nu poți depăși nu știu câte salarii minime și toate asta celelalte. Asta una și că acele mici atenții care se dau ca obiecte de promovare trebuie să nu depășească pentru un alegător o anumită sumă de bani. Ori dacă îi dai o găleată plină cu pește, de exemplu, s-ar putea să depășească suma permisă. Pe pește nu scrie partidul și atunci nu este material promoțional. S-au dat și mașini cu pietriși cu ani în urmă. Alea nu sunt materiale promoționale. S-au dat diverse lucruri, s-au creat diverse avantaje. Și atunci avantaje. Trebuiau să fie la negru obligatoriu, că nu se încadrau, cum spuneai, în lege și în baremul ăla. N-ai voie decât 12 lei, păi 12 lei să fie. Bun, atunci restul de 25 îi dau la negru. Bine. Presupunem, dragi telespectatori, n-avem nicio probă. Da, cu siguranță, însă e și o altă problemă. Pentru perioadele de campanie cu ani în urmă, era pe undeva și o perioadă mai de bucurie. Adică omul se bucurea că îi dă la o bere, că îi dă celălalt, nu știu ce, găleata sau ceva de genul ăsta. O brichetă. Au început încet să dispară și aceste lucruri din două motive. Pe de o parte că s-a accentuat sărăcia, părerea mea, inclusiv a candidaților, iar pe de alta, acum stă fiecare la acolo să vadă ce face celălalt și să reclame.
Și de-aia am avut acele, și acele desanturi ale procurorilor și cu votul multiplu și cu diverse alte chestii. Bine, nu s-a întâmplat nimic cu adevărat, dar cel puțin ca imagine a fost. Da, da, și acum la europarlamentar am auzit un cetățean și mă uit acum în cameră și cred că mă vede, care zice așa, bă, eu cu cine votez? Ca și Caragiale în... Păi cu cine să votez? Cu ăștia că mi-au dat brichetă, frate. Adică din toate partidele, dragă telespectatorule, trebuie să ai o motivație. Deci a rămas cu ceva, măcar cu bricheta păi, respectivă. Măcar că restul oricum, că oricum n-am nicio speranță. Da, și mai ales la europarlamentare, aportul europarlamentarului la viața de zi cu zi a românului practic nu se vede, chiar dacă să păi, spunem el ar fi... parlamentarului se vede? Teoretic ar trebui să se mai vadă. Și mai avem câte o inițiativă... Da, mai fac câte o lege prăpădită care blochează sistemul. Asta cu siguranță? Se pricep, sau, al naibii. Sau își mai dau una de autoprotecție și toate celelalte. Știm cu acea marță neagră despre care s-a vorbit când s-a încercat să se mărească din nou privilegiile și imunitățile și grațierile la nivelul parlamentarilor. Dar pentru că vorbeam de toate aceste cazuri, de fapt... au un singur scop sau aceste scandaluri create. Unele pe bun, deci unele sunt adevărate, altele, părerea mea, că sunt artificial create. Adică, cred că Voiculescu poate fi oricând un subiect. La fel... Și la fel de bine ar putea fi vinovat. Da. Noi nu spunem că e albă ca zăpada Voiculescu. Asta trebuie să pronunțe justiția. Însă, și aici, apropo de cazul acesta, departe de mine de a încerca să influențez justiția sau ceva de acest gen. Însă, am și o mare nelămurire ridicată chiar de avocații lui Voiculescu și pe care am verificat-o și așa e. Și anume, deci judecătorii care l-au judecat acum și au dat termen în august, cred pe 4 august sau ceva de acest dar gen. Dar în august nu e vacanță. Se pare că ăștia n-au vacanță, vin din concediu până atunci, dar nu asta e problema. Au venit la Curtea de Apel București începând cu 1 iulie. Primul lor dosar este dosarul Voiculescu. Prima lor înfățișare a fost acum câteva zile, deci la mai puțin de o săptămână din momentul când au intrat în posesia dosarului. Să nu creadă telespectatorii. Care dosar e da, imens. E vorba de niște bibliorafturi întregi și se cercetează de nu știu câți ani cu câte înregistrări. Iar Dan Voiculescu când... spune că ar fi dispărut niște bibliorafturi. Și cu atât mai mult. Mă rog, nu știu cât e de adevărat, da, problema, spune. Problema mea, au reușit judecătorii respectiv să parcurgă materiale. Omenește, au reușit să citească tot ce s-a făcut până atunci ca să poată să ia o hotărâre în cunoștință de cauză? Cât timp durează să citești o carte cu 300 de pagini? Depinde de om, dar hai să zic cel puțin o zi. Sau în orice caz, ținând cont că e activitatea directă și face asta 8 ori, eu zic că, să zicem, într-o zi poți parcurge o carte de 300 de pagini fără probleme deosebite. Însă ei, gândiți-vă că e vorba de mii de pagini, unele care trebuie rumegate, și asta au făcut-o în 2-3 zile ca să poți să dai termene să refuzi orice. Mi-e greu să cred că e adevărat, adică mai degrabă mi se pare că au venit cu o idee preconcepută, adică trebuie să-l condamnăm sau cine știe, poate au altceva în cap și nu știm noi. Deci din acest punct de vedere, cred că ar trebui și justiția să fie mai transparentă, adică omul ăla pe care vii să-l judeci, când vii în fața lui să fie conștient, bă, judecătorul acel, că cu un judec, e, știți, justiția e legată la ochi, da? Dar trebuie să fiu convins că tu mi-ai citit ce e în dosar, nu că ai venit cu, să zicem, cu o hotărâre luată dinainte la un ordin de cine te-a promovat, să spunem, sau ceva de acest gen. Pentru că, și acum asta înseamnă și media, Voiculescu are un trus media în spate, niște oameni care puternic, sunt cei, da, și sunt printre și cei mai buni în breajă, și autofinanțează, da, care au speculat la maximul această idee și n-ai cum să găsești un argument. De asta rezistă anumite televiziuni în top în continuare, chiar dacă, să zicem, nu mai fac presă de opoziție, ci acum sunt la putere, pentru că speculează la maxim aceste lucruri și deocamdată ce să-i spui a lui, adică dacă eu am vorba de câteva mii de pagini și spun că le-am citit în 2 zile, nu mă crede nimeni. Păi da, dar noi acum avem 2 puteri, lăsând la o parte restul puterilor din stat. Avem puterea guvernului și puterea președintelui. Fiecare cu puterile lui. Și nu știu dacă Dan Voiculescu se află la puterea, adică se cam află la putere alături de executivă, guvern. Da, de teoretic. Dar alături de președinte care are multe puteri, nu prea se află. Se află în opoziție față de el și atunci degeaba se află la putere.
De acord. Și poate să trăiască în pușcărie și aflându-se la putere. Bineînțeles, nu. Asta, și asta ar trebui... Bine, să nu ne amintim de Ionel Manțo, care, fiind partidul său la putere, a intrat la pușcărie. Să ne amintim de Nicolae Mischie, care, fiind partidul lui la putere, a intrat în pușcărie. Probabil că au vrut să arate că, uite, bă, până și pe ai noștri îi... Bine, acestea sunt exemple executăm. Care ar trebui să întărească regula. Însă, problema nu e asta. Deci, teoretic... Și așa ar fi bine ca justiția să se pronunțe și să dea o sentință pe de să nu țină cont că ăla e la putere sau în opoziție. Da. Doar că aici, în acest caz la care s-a tot discută în ultimile zi și îl dezbate toată lumea, pare ca lucrurile să se fi luat într-o anumită turnă. Adică mie mi se pare clar un dosar fabricat ăla cu chestiile de șantaj doar datorită faptului pentru că se face la distanța mare. Mai degrabă cred în teoria lansată de câțiva ziariști, e adevărat că din trustul pe care îl conduce el, și anume că au lansat chestia asta să-l poată ține în țară, de să-l pune sub acest control judiciar, să nu poată părăsi țara pentru un concediu, nu pentru altceva, dar așa s-a întâmplat și cu Gigi Becali și după aceea a fost arestat și cu alții. Și că s-ar putea să fie ceva de acest gen. Deocamdată parcă lucrurile să se fi detenționat puțin, în sensul că s-au mutat pentru luna august, deși se mai judecă o altă, adică mai aproape o altă cerere. Momentul în care vin oamenii din vacanță. Se judecă vineri, cred, se judecă o cerere de strămutare la o altă curte de apel, tocmai pentru că avocații au constatat că nu se înțeleg cu judecătorii respectivi. Nu știu ce vor hotărâ vineri, dar cred că sunt destul de multe problemele în acest dosar. Cum spuneam, încă o dată spun. Deci eu, personal, nu sunt convins că un judecător, indiferent că ar fi supraom, sau cel puțin așa vor să ni-l prezinte cei care sunt, să spun, cei care ridică în slăb justiția, poate să citească câteva mii de pagini în două zile. Nu cred asta. Dacă se poate acest lucru, îmi cer scuze, dar eu nu cred. Încă n-am auzit un Da. Deci nu am auzit de că acest nu cred că rămâne în cap pentru așa că, absolut tot pentru că avem o altă problemă pe care și chiar a existat o inițiativă parlamentară în acest sens. Noi avem în momentul de față judecătorul două condamnare, da? Care poate fi cu suspendat sau poate fi cu executare. Bun. În seara respectivă îl săltăm pe respectivul, îl ducem la închisoare. Însă noi aflăm după 6 luni, 9 luni sau chiar un an, au existat cazuri, justificarea de ce judecătorul a luat această măsură. Pentru că și se întâmplă acest lucru, atenție, și în momentul când tu ai altă cale, când nu mai ai cale de atac, să zicem, ar fi recurs, sunt alte mai complicate. Dar când ai cale de atac, deci ai recursul, stai după recurs, deci te judecă în prima și îți dă asta cu și stai după aceea de te saturi luni de zile ca să-ți vină justificarea. Cazul Năstase este pilduitor din acest punct de vedere. Deci a trebuit să aștepte luni de zile. Și tu nu poți să faci recurs pentru că nu ai motivare. Nu ai justificarea. Neavând motivarea, nu poți să-ți întemeiezi acțiunea. Deci, cred că aici propunerea parlamentarilor era următoarea. Da, domne, îl bag, îi dau condamnare cu executare, da? Dar îl bag la închisoare doar în momentul când am citit justificarea, deci când a fost publicată. Ar fi fost o presiune pe judecători, dar acum să mă ierte, deci dacă în două zile citesc o documentație ca să dea o condamnare, de ce le trebuie 6, 9 luni, un an, ca să facă o motivație? E adevărat că de multe ori motivația are dimensiuni mari, adică pot să ajungă chiar la sute de pagini o motivație de acest gen. Deși n-am înțeles de ce trebuie să fie atât de lungă, pentru că dacă ai dovezile, te rezum la câteva care duc la aceeași concluzie. Ca să nu mai vorbim și avem avut și în cazul Ionel Manțoc, iată și în cazul Voiculescu se încearcă acum, schimbăm încadrarea juridică, atenție, deci la recurs. Deci, practic, ultima cale de atac este recursul. Voiculescu se află în recurs. La Ionel Manțoc știm că s-a schimbat încadrarea juridică la ultimul termen, care era, de fapt, recursul. Deci nu mai poți să ataci nimic, pentru că ți-au schimbat încadrarea și automat ți-au dat și condamnarea. La ultima cale de atac. Da, deci nu mai poți să faci nimic, efectiv. Deci nu mi se pare, apropo de drepturile omului, cred că aici e o problemă. Noi ne-am dus pe justiție pentru că e un subiect favorit și acum toată lumea își dă cu părerea pe acest domeniu, chiar dacă nu se spune cea nici noi și cu siguranță nici telespectatorii nu cunosc
în de aproape noile coduri, să spunem așa. Bine, am dubii că și oamenii din justiție le-ar cunoaște foarte bine pe cele noi, dovadă că nu se pun de acord în momentul când spun ba pe codul vechi, ba pe codul nou, ba care e mai favorabil ba și alte ca chestii. Ca Uniunea Europeană, ba e ca la noi, cu da, toate sunt... că spune Uniunea că atunci când legile noastre sunt în contradicție cu cele ale Uniunii, rămân ale Uniunii valabile, la noi nu se prea aplică asta. Sunt judecători care ia note sub 5, adică de 2, de 3, nu știu cum poți să fii judecător sau președinte de complet sau și să-ți iei nota 2. Cum? Bine, eu cum zice, e posibil? A zice că până ajunge acolo avem o altă problemă. Partea de justiție este o castă, e o clasă închisă. Deci ca să intri în avocatură, ca să intri în magistratură, este foarte, foarte dificil și atenție, de regulă trebuie să ai sânge albastru, ghilimele de rigoare, ca să intri în aceste categorii, adică să fii rudă, să fii sprijinit de cei din sistemul respectiv. Ori, cred că aici dacă ar avea o mai mare transparență și s-ar rezolva mai multe probleme. Cred că de aici începe problema și, bineînțeles, apoi cea de promovare de la o structură alta. Avem aici la Gorj și diversi oameni care încearcă de foarte mult timp să promoveze la alte instanțe sau la alte parchete și e foarte greu sau imposibil să facă acest lucru. Dar, apropo, că tot am avut, de exemplu, intervenția CSM cere inspecția judiciară care cercetează, inclusiv sunt televiziuni cercetate de inspecția judiciară, deși nu are niciun fel de atribuție pe acest domeniu. Știți că televiziunile, doar CNA-ul ne poate cenzura cu acest, din acest punct de vedere. Adică să nu spunem ne cenzurează, ci ne pune să facem cum trebuie. Da, nu, să respectăm legea. Cenzurează în sensul că să respectăm adică legea. Adică nu ne lasă să ne sărim calul, da, cum ar veni. Deci în niciun caz inspecția, nu că vreau să iau apărarea CNA-ului. Inspecția judiciară sau celelalte instituții n-au nicio treabă în domeniul presii. Nu neapărat a noastră, pentru că noi de fapt am discutat adică niște dacă subiecte se dovedește de presă. Un șantaj, dacă se dovedesc niște fapte penale. E cu totul altceva. Păi se spune despre judecători, se spune, e adevărat că există faptul că judecătorii sunt inamovibili. Am căutat și eu să văd ce înseamnă inamovibil și am constatat că, spre deosebire de foarte mulți care când aud cuvântul ăsta zic că sunt inamovibili, adică de neatins, adică niște dumnezei, adică indiferent ce decizie ia într-un dosar sau ce hotărâre dau, n-are nimeni ce să le facă. Nu. Inamovibil înseamnă că nu pot fi mutați de pe postul lor fără acordul lor. Atât. Deci nu sunt Dumnezei pe pământ. Absolut deloc. Eu o să permit să te contrazic. Un singur argument. Avem... Eu vorbesc ce spune legea, nu cum se aplică. Păi eu vorbesc la cum se aplică. Atunci și spun... nu mă contrazice. Și mă refer, dau un simplu exemplu. Gândiți-vă câte procese a pierdut statul român la CEDO, câte condamnări are statul român, ce sume trebuie să plătească în fiecare an. Pe hotărâri date de anumiți judecători. Ori ei nu răspund pentru asta, nu pățesc absolut nimic, au dat o hotărâre dovedită. Și plătește dovedită. Statul român, da, adică noi. Deci din acest punct de vedere, cred că ar trebui puțin mai mult, adică să se facă ceva în această direcție. Dar... apropo de ce vorbeam de subiectele la ordinea zilei, care sunt și ni se livrează, deci pentru o perioadă de vară, spuneam că sunt extrem de multe subiecte și care acoperă, deci ele au și un rol de a rupe cumva și monotonia, dar dacă ne gândim bine și anul trecut, chiar acum 2 ani când a fost acea suspendare și toate celelalte, de regulă un rol important revenea până acum președintelui. El era cel care chema la ora cu tare, declarații, chestii. E, de data aceasta, agenda n-a mai făcut-o președintele. Dovadă că se și apropie de sfârșitul mandatului, dar și faptul că i s-a dat practic șah cu acel dosar cu fratele în închisoare. Adevărul e că aproape că nu mi-a venit să cred când am văzut la știri așa ceva că fratele președintelui este în închisoare. Avem un mesaj, nu știu dacă să-l citesc sau nu, trebuie să fim foarte transparenți. Regia spune să nu fie porcos. Nu e porcos. Face niște acuzații. Mă rog, noi nu le luăm ca atare, le comentăm pur și simplu. Zice așa, pe când puțintică
pușcărie și pentru groparii Târgu Jiului și ai Gorjului, Cârciumaru, Călinoiu and Company. Oare ce stă scris în stele? Adică tu ești cel care citește în stele. Dacă sunt cel de la capătul firului, spune că când vor intra ei în pușcărie. Tu știi cumva scrie în stele treaba asta? Nu cred că se pune o asemenea problemă. Ce știm cu toții e că multe județe au fost probleme de acest gen și cu președinții de consilii județene și cu primarii de municipii. Am avut ultimul caz Tavarache la Bacău, am avut doi cu vecinul nostru, da, de la Mehedinți. Însă știu că la un moment dat au existat chiar dosare făcute, inclusiv primarul Cârciumaru, inclusiv președintele Consiliului Județean, au trecut prin cercetări. Și mie dar mi-a ajuns la ureche și despre niște încercări de flagrant, e adevărat? Ai vreo informație oficială sau numai zvonuri? Nu, deci totul a circulat chiar în mediul de presă, s-a încercat la sfârșitul anului trecut, a fost o încercare de flagrant asupra primarului Cârciumaru. Dar nu numai că neconfirmat, dar nici n-a ajuns la un final, pentru că probabil am fi aflat de la alte surse dacă s-ar fi ajuns la ceva. Însă, apropo de cititul în stele, cu siguranță că dacă la Târgu Jiu ar exista dovezi în cazul celor doi, dar nu numai că s-au rostit aceste nume, dar s-a spus și companie, company, adică da, și ceilalți, cu siguranță ar fi intervenit, mă gândesc, oamenii legii și s-ar fi ajuns mai departe. Am avut în anii trecuți diverse cazuri, deci pe la protecția, e vorba de persoane cu handicap, la toate, deci anumiți oameni în funcție au fost arestați. Avem oameni de afaceri care au fost arestați și pe la Târgu Jiu. Nu știu ce să vă spun. Avem foști președinți de partid arestați. Nu știu ce să vă spun în funcții publice, dar având în vedere că am avut cazuri condamnate de justiție, Mischie, Manțoc, avem dosar cu suspendare, cred, la Danilie Morega, o condamnare cu suspendare sau ceva de acest gen. Sunt posibile orice. Deci, apropo de cititul stele, e foarte greu de citit în acest domeniu. Ceva, nu? Dar, la acest moment, deci nu sunt, dacă în alte cazuri, în alte județe, avem dosare pe rol, sunt deja în instanță, la Gorj nu s-au demonstrat aceste lucruri până în acest moment. Deci, din câte știu, la acest moment nici nu sunt dosare în cercetare, sau cel puțin numai. Deci nu există o informație publică în acest domeniu. Legende că se întâmplă, că se va întâmpla, astea pot veni chiar din mediul politic care așteaptă, știți cum este, mai ales că e vorba de generații diferite în politică, cei mai tineri așteaptă să se ducă generația mai în vârstă și cum nu se poate, să spunem, într-un alt fel, poate ne ajută justiția cu ghilimele de rigoare. Dar la acest moment, din informațiile publice, repet că pe asta le putem folosi și, de fapt, acestea există, nu avem niciun, deci nu sunt dosare în cercetare, cu siguranță neoficiale pot fi citate. Deci, cu siguranță nu avem alte, dar telespectatorii noștri care sunt mai deștepți decât ai concurenței și în același timp poate au informații mai multe, pot să ne spună mai multe dacă știu despre asemenea cazuri, care, iată, ar putea să ne ducă la o plângere sau la un dosar chiar. Da. Bine, ei acum, telespectatorul, bine, poate fi și subiectiv, adică poate fi un membru de partid din alt partid decât cei doi. Și atunci are interesul și ne testează și pe noi să vadă dacă vom citi mesajul și încearcă să inducă o idee în rândul telespectatorilor noștri. El dă de înțeles că, deși cei doi sunt în culpă, când se va schimba ceva la nivel de putere ca ei să-și merite să-și ia pedeapsa. Dragi telespectatori, există foarte bine, dacă aveți nemulțumiri sau ceva, există partea de vot. La oamenii politici, votul îi poate scoate din scaune. Poate să fie de neatins și cei doi, dar și alții în funcții. În momentul când aveți votul, îi puteți schimba fără probleme. Nicio problemă. Dar totuși, ca să terminăm cu mesajul ăsta și să fim foarte corecți, pentru că l-am citit pe post și cel care îl scrie nici nu se semnează, aș fi preferat să se semneze.
Spune groparii Târgu Jiului și ai Gorjului, așa afirmă cel care trimite mesajul, și pentru că cei doi incriminați nu sunt de față să își apere poziția, hai să faci tu pe avocatul lor să zicem și să-mi spui dacă sunt sau nu groparii, sau care e opinia ta? Nu. Sunt groparii Târgu Jiului și ai Gorjului, Cârciumaru și Călinoiu? Nu cred că se pune problema din două puncte de vedere. Vin în urma unor alegeri libere, democratice, când încă erau în opoziție și au câștigat de o manieră de două treime aproximativ primăria, Consiliul Județean oricum la 60%, deci clar, fără nicio problemă. În același timp, Târgu Jiu și Gorjul beneficiază în ultimii ani de investiții masive, sau în orice caz, de investiții mari față de, în comparație cu alte. E adevărat că e și premierul din zona noastră, că s-ar putea și că adversarii politici spun că s-ar putea face mai mult, cu siguranță, dar asta e altă discuție. De ce groparii Târgu Jiului și Gorjului? N-aș putea să spun, deci nu am argumente în direcția asta, ba din contră, aș putea spune că e de ajuns să ne uităm la vecinii de la Hunedoara. Deci cei care ați văzut și știți Hunedoara, județul, în urmă cu, să zicem, 20-25 de ani, își dau seama despre ce vorbesc. Deci partea politică de aici, de la Gorj, așa cum a fost, chiar apropo de un proscris care dintre timp a pierdut și toate pozițiile, sau aproape toate, Marin Condescu, care a fost lider în Minerit, a fost un merit a unui grup de oameni, inclusiv Călinoiu, Cârciumaru și alții, care au reușit să țină județul pe linia de plutire. Față de ce s-a întâmplat din punct de vedere economic, chiar și social, la Hunedoara, chiar la Mehedinți, județe care cu 20-25 de ani în urmă probabil că erau peste noi din punct de vedere economic, chiar și Doljul, e meritul acesta. Deci, în niciun caz, nu poate sta în discuție varianta cu groparii Gorjului. E atunci adevărat însă că puterea, opoziția politică, e normal să zici despre ăla așa, pentru că dacă ca cumva să te aleagă pe avem tine. Aici un membru de partid. Într-un minut am să te rog să tragem concluziile, iar pe telespectatorul care a trimis acest mesaj am să-l rog să-și spună numele, dacă are curaj. Așa, să-și spună numele, să ne mai trimită un mesaj, să spună numele, să spună dacă are o funcție politică în vreun partid sau nu și să ne justifice motivul pentru care cei doi conducători administrativi sau din alții din sau echipa and da. Companii cum au devenit groparii Gorjului, deci care este motivul pentru care spuneți asta și, repet, nu vreau să-i apăr pe acești doi domni, dar nici amendă de la CNA chiar nu vreau să luăm pentru că facem acuzații nefondate. Da, nu, deci finalul, un minut, da. Dacă ne dă mesajul, citim și pe acela pe post, cu condiția să spună numele. Nu cred că a fost o acuzație, e părerea unui om, fiecare om are dreptul la opinie, noi am prezentat-o ca să vadă nu-i că de ajuns, nu cenzurăm. Trebuie să-și o și dovedească. Da, nu. Am dovedit că nu cenzurăm, doar că nu cenzurăm nicio și că opinie, nu dar cu siguranță nu cred că să spun, face obiectul acestei discuții apropo de pâine și cir la TV. Cu siguranță însă, pe tot timpul acestui an, cel puțin până la alegerile prezidențiale, cu siguranță nu prea vom avea pâine sau cel puțin în campanie, cred că va apare și pâine mai multă, pentru că e logic. Circul avem. Dar circul avem asigurat și din plin și l-am avut tot anul și cred că l-avem de câțiva ani asigurat. Însă, cred că ce se întâmplă în ultimile săptămâni și conjugat, poate, am văzut o teorie interesantă legată de vreme, că știți că și vremea a luat o razna în ultimile săptămâni, suntem în plină vară, dar tot avem avertizări și toate celelalte, cred că și totul e bulversat puțin și lucrurile se vor menține așa încă multe luni de acum înainte, cel puțin până la alegerile prezidențiale din noiembrie. Păi atunci o să ne mai întâlnim până atunci în fața telespectatorilor, să mai analizăm situația la momentul respectiv. Mulțumesc, Cornel, că ai fost invitatul nostru în seara asta și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. La revedere! La revedere!